La Parlament va fi depus un proiect legislativ de către senatoarea liberală Steliana Miron, prin care se cere ca polițiștii de la circulație să fie dotați, pe lângă aparatele cu care detectează alcoolemia și cu unele care depistează pe cei care au consumat droguri. Senatoarea liberală Steliana Miron a declarat că foarte mulți agenți de circulație i-au spus că în trafic sunt mulți conducători auto care se află sub influența drogurilor, dar nu le pot face nimic pentru că nu pot dovedi acest lucru. România se confruntă astăzi cu o creștere alarmantă a consumului de droguri. Pe lângă răul pe care și-l fac tinerii prin consumul de aceste substanțe interzise, pun în pericol și siguranța celorlalți. Foarte mulți tineri, după nopți petrecute în cluburi, marea majoritate se urcă la volanul mașinilor sub influența consumului de aceste substanțe interzise. De aceea voi depune o inițiativă legislativă prin care voi solicita modificarea codului rutier, în sensul ca cei de la poliția rutieră și nu numai să aibă în dotare și aparate de depistare a substanțelor interzise. Această inițiativă legislativă vine în apărarea cetățenilor, cât și pentru siguranța celor care se află în trafic. Un studiu realizat de Agenția Națională Antidrog și Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a dependenței de droguri arată că în ultimii ani România s-a transformat dintr-o țară de tranzit în una de consum de substanțe halucinogene.